Tudorel Toader pleacă în Serbia, după Sebastian Ghiță. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizită la Belgrad, acolo unde se va întâlni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legat de Sebastian Ghiță. Fostul deputat PSD a fugit din ară în decembrie 2016, iar recent, a declarat într-un interviu acordat evenimentului zilei ce a plecat de frică să nu fie reținut. Ministerul Justiției a cerut extradarea lui Sebastian Ghiță, însă instanțele din Serbia au decis până acum să solicite mai multe documente Ministerului Justiției din România. Noi nu putem lua nicio măsură, nu putem lua niciun demers care să se suprapun sau să afecteze activitatea judecătorului independent. Ca și judectorul din România, judector din Serbia. Ce putem face noi am făcut cu promptitudine să răspundem tuturor solicitărilor pe care le-au formulat, a spus ministrul Justiției, conform Europa FM.